Regina albinelor, de frații Grimm. Au fost odată doi feciori de împărat care au pornit să-și încerce norocul prin lume și feciorii ăștia au ajuns să ducă o viață atât de ticăloasă și deșartă că n-au mai avut îndrăzneala să calce pragul casei părintești. Fratele lor mai mic, pe care îl porecliseră prostilă, plecă în căutarea lor, dar când dădu în sfârșit de frații săi, aceștia începură să-și bată joc de dânsul. Totuși porniră la drum câtești trei și, tot mergând ei așa, iată că dădură peste un mușuroi de furnici. Cei doi frați mai vârstnici voi răpedată să-l surpe și să-l răscolească pentru a vedea cum micile făpturi o vor lua la goană înspăimântate de moarte, dar prostilă îi opri strigându-le: Lăsați gângănile în pace, n-o să îngădui să le tulburați liniștea! Porniră ei mai departe și, după un cot de deal, dădură peste un lac, pe luciul căruia înotau o mulțime de rațe. Cei doi frați mai mari se repeziră să prindă câteva, că tare ar fi avut poftă să le frigă, dar prostilă se împotrivi și de data asta. Lăsați zburătoarele în pace, n-o să îngădui să le ucideți! Merseră ei mai departe și, într-o bună zi, numai când nimeriră lângă un roi de albine, aflat într-o scorbură de copac, și avea roiul acesta atâta miere că se prelingea pe trunchi de-i fi zis că este un izvoraș. Cei doi frați mai mari își puseră în gând să dea foc copacului și să înăbușe albinele ca să poată lua mierea, dar prostilă se împotrivi cu și mai multă tărie. Lăsați albinele în pace, n-o să îngădui să le dați foc! În cele din urmă, cei trei frați dădură peste un palat și avea palatul ăsta grajduri câte n-ai fi găsit nici în 10 palate împărătești. Și în ele se aflau o mulțime de cai, toți de piatră. Cât despre oameni, nu se zărea unul pe nicăieri. Străbătură ei toate sălile palatului și, într-un sfârșit, se pomeniră în dreptul unei uși zăvorâte cu 3 lacăte. Și avea ușa asta o ferestruică tăiată taman la mijloc. Cei trei se cățărară prin ea și ce crezi că le-a fudat să vadă? În fundul unei camere se afla un moșneac care stătea aplecat deasupra unei mese. Strigară la el odată, strigară a doua oară, dar moșneagul nu-i auzi. Mai strigară a treia oară și abia atunci se trezi moșul, descuie lacătele și se invi în prag. Și fără să spună o vorbă, îi pofti să se așeze la masa încărcată cu fel și fel de bunătăți. După ce mâncară și băură după pofta inimii, moșneagul îi duse în câte un iatac ca să se odihnească. A doua zi, bătrânul intră în odaia celui mai mare dintre frați și, făcându-i semn să-l urmeze, îl duse până în dreptul unei mese de piatră. Pe masa asta se aflau scrise 3 încercări care, de ar fi fost dezlegate, ar fi avut darul să smulgă palatul de sub puterea blestemului. Prima încercare glăsuia astfel: Sub covorul de mușchi al pădurii stau ascunse cele 1000 de boabe de mărgăritar ale fiicei împăratului, care toate trebuie găsite într-o singură zi. Dacă la sfințitul soarelui va lipsi măcar una dintre ele, care s-a încumetat să le caute, se va preface în stană de piatră. Cel mai mare dintre frați porni în pădure și căută toată ziua, dar când fu să apună soarele, băgă de seamă că toată truda i-a fost în zadar și că n-a putut să adune mai mult de 100 de boabe de mărgăritar. Și atunci se întâmplă așa cum stă scris pe tăblia mesei. Flăcăul se prefăcu în stană de piatră. În ziua următoare își încercă norocul și fratele cel mijlociu, dar nici lui nu-i merse mai bine.
și oricât se strădui el, nu fu în stare să găsească mai mult ca 200 de boabe de mărgăritar și se preface și el în stană de piatră. Iată că veni și rândul lui Prostilă. Se apucă el să caute în desimea covorului de mușchi, dar găsea cu atâta anevoie cât un bob de mărgăritar. Totul merge atât de încet că-l cuprinse deznădejdea și cum nu știa în ce chip s-o scoată la capăt, se așeză pe o piatră și începu să plângă. Și cum plângea el așa, numai ce îi se înfățișă creasa furnicilor însoțită de cele 5.000 de slujitoare ale sale. Erau tocmai furnicile pe care flăcăul le scăpase de la pierire. Nu trecu mult și micile gângănii izbutiră să adune toate cele 1.000 de boabe de mărgăritar și făcură din ele o grămadă bunicică. A doua încercare era mult mai grea. Trebuia să fie scoasă din fundul lacului chiar de la atacul domniței. De îndată ce Prostilă ajunse la marginea lacului, se ivi înotând un câr de rațe. Erau tocmai rațele pe care el le scăpase de la pierire. Și lăsându-se în adânc, ele îi aduseră cheia care zăcea pe fundul mâlos al lacului. Cea de-a treia încercare era însă cea mai grea. Dintre cele 3 domnițe adormite, flăcăul trebuia să o recunoască pe cea mai tânără și mai frumoasă. Ei, dar cum naiba să o recunoască când semănau catresele ca picăturile de apă, că doar numai un singur lucru le deosebea. Mai înainte de a fi adormit, fiecare gustase ceva dulce. Cea mai mare ronțăise o bucată de zahăr, cea mijlocie băuse o ceșcuță cu sirop, iar cea mică luase o linguriță de miere. Ei, acum să te vedem pe unde scoți cămașa, se gândi Prostilă în sinea lui. Și iată că veni în zbor o albină. Era chiar regina roiului pe care flăcăul o scăpase de la pierire. Se roti ea de câteva ori prin iatac, cercetă pe rând buzele celor 3 domnițe adormite și se așeză în cele din urmă pe gura aceleia care gustase din miere. Și astfel putu Prostilă să o recunoască dintr-o dată pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre domnițe. Și numai decât se risipi vraja de parcă nici n-ar fi fost. Castelul se smulse din somnul cel adânc și toți acei care fuseseră prefăcuți în stane de piatră își recăpătară înfățișarea omenească. Prostilă o luă de nevastă pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre domnițe și, după moartea craiului, urcă pe scaunul domnesc, iar frații lui mai mari socotiră că nici celelalte domnițe nu erau chiar așa de lepădat și trăiră cu toții ani mulți în belșug și fericire. Și-am încălecat pioșa și v-am spus povestea așa.